tuturor și foarte greu de contestat. Scriitorul craiovean Cătălin Ghiță nu a ales întâmplător această temă, Iarna Patriarhilor, timpul egalității dintre femei și bărbați. El vine în fața publicului și arată de unde a pornit această competiție între cele două sexe și cum s-a manifestat de-a lungul timpului și până astăzi. În opinia sa, în România, deși bărbații și femeile au drepturi egale, în practică discriminarea de gen este prevalentă și îmbracă forme dintre cele mai diverse, de la violență fizică în mediul rural, la constrângeri intelectuale sau violență verbală în mediul urban. Invitatul meu este domnul Cătălin Ghiță, pe care cred că toți îl cunoașteți, profesor universitar, scriitor și spirit polivalent, extrem de curios și cercetător fertil, scotocitor în, să spun așa, interstițiile lumii noastre contemporane, dar nu numai. Cărțile lui despre poeții vizionari, cred că strânesc și astăzi un interes marcant, nu doar printre poeți și estetici, ci și printre cei care vor să priceapă cum a evoluat poezia. Am fost martor la numeroase cazuri de discriminare de gen, atât în societate cât și în mediul academic. Și îmi doresc să trag măcar câteva semnale de alarmă legate de gravitatea acestui fenomen pe parcursul acestor 45 de minute cât va dura conferința. Nu sunt sigur că impactul va fi la nivelul dorit, pentru simplu fapt că foarte puțini dintre bărbați sunt dispuși să-și analizeze critic poziția pe care o au în raport cu femeile și încă și mai puțini sunt dispuși să le accepte pe femei ca parteneri egali în context social. Cătălin Ghiță este din 2015 profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din Craiova și membru al Școlii Doctorale Alexandru Piru, unde conduce doctorate în literatura comparată și în studii culturale. Principalele sale domenii de cercetare sunt poezia vizionară europeană, romantismul din perspectiva comparatistă, frica și anxietatea în istoria mentalităților, relațiile intelectuale dintre Orient și Occident și estetica receptării.